News-ului CNN, primarul sectorului 1 a vrut să modernizeze o stradă unde, ce să vedeți, nu este nevoie de reparații, cel puțin asta susțin localnicii care au declarat că nu-și doresc aceste modificări. Până azi nu au fost ascultați de conducerea sectorului. Buldozerele au intrat încă de ieri pe strada Dumitru Zosima, iar muncitorii deja au spart un branșament de gaze și au rupt cu un cablu electric care asigură alimentarea cu energie pe toată strada. Problema a fost dezbătută azi în ședința de Consiliu Local, unde a fost decisă sistarea lucrărilor. Începem ședința. O ședință cu scântei, de la care primarul Clotilde Armand a lipsit. În schimb, au fost cetățenii care au cerut oprirea lucrărilor de pe strada Dumitru Zosima. Încă nu este târziu ca cei care au greșit să-și recunoască greșeala și să oprim proiectul. Facem o stradă care arată impecabil și aruncăm niște bani pe fereastră. Noi suntem o comunitate mai mare acolo și pe alte străzi. Sunt disperați toți care urmași și străzile lor. Nu să fim numai noi aici, o să fie și ceilalți. Inclusiv consilierii locali PNL și PSD ai sectorului 1 au confirmat că lucrările nu sunt necesare. Cineva a semnat în ultima lună sau ultimele două luni acel document prin care solicită începerea lucrărilor. Deci după ce noi am zis și dumneavoastră a zis să nu se asfalteze, cineva din primărie a pus mâna pe un pix și a semnat. Sfatul meu e: încercați să vorbiți cu Clotilde Armand. Cum edilul sectorului 1 este de negăsit, cetățenii și-au spus nemulțumirile în fața city managerului. Doamna primar m-a delegat mie. Cum n-ajungeți? Aveți delegația? Aveți delegația? Astăzi, acum 2 ani semnată. Este PSD. Ce prevede că am atribuții delegate de către doamna primar pentru coordonarea investițiilor. Cum să stopăm o lucrare? Noi dorim stoparea lucrării. Da. Cum să stopăm o lucrare care se face? De ce? Dumneavoastră fiind reprezentativ pentru toată strada? Da. Strada respectivă era într-o stare foarte proastă, cu piatră de râu, sub un strat de asfalt de câțiva centimetri. Cetățenii spun ce doresc. În cele din urmă, lucrările au fost sistate. Firma de construcții care începuse deja lucrările nu a reușit să lase în urmă vreo porțiune de drum reparată, ci doar un branșament de gaze spart și firul care alimenta strada cu energie electrică rupt.